toate piesele care le veți vedea și le voi folosi sunt cumpărate de pe Navomag. Recomand acest site pentru că o să găsiți tot ceea ce vă trebuie pentru construirea unui Navomodel. Astăzi vom trece la sezonul 2, începem cu episodul 1, în care vom vedea ce materiale ne vor trebui, piese și scule. Începem cu partea de sus a bărcii, cu toate piesele, cu accesoriile, setul de lumini, avem SC-ul sau variatorul de viteză, UB-ul, blink-ul, avem voltmetru, butonul on-off, servomotoarele, două servomotoare Power HD, mufa de legătură a cablurilor, o lanternă, trei papuci de 5 mm, două mufe, una mamă, una tată, XT60, avem două cabluri de 2,5, un cablu de 0,75, circa 15 cm, 5 tuburi termocontractoare, două mai subțirele, avem aici banda de cupru, așa, două cabluri de 2,5, cam de 30 de cm, un cablu de 1, toate sunt lițate, de vreo 45 de cm și un cablu dublu de 45 de cm cu care vom face farul. Pe parte mecanică avem mânerul cu șurubelele și șaibele care le găsim în setul de la servomotoare, axele de la cuve, bucșile cuvelor, axelor, avem două siguranțe de 1, avem șuruburile de la mâner, de la capacul superior al bateriei și două bucși filetate pe interior de 6, pe exteriorul de 8. Ca scule o să folosim burghiile conice de diferite mărimi, burghiul de 3, burghiul de 1, ciupic, cutter, patent pentru decablare, șurubelniță micuță, cheie de 8, cheie de 10, imbuș, autofiletanta și adezivul instant. Haideți să începem cu asamblarea pieselor, să mai scăpăm din ele de pe eBay.